total în cazul în care instituțiile financiare nu respectă obligațiile prevăzute de legislație privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Națională poate să impună sancțiuni inclusiv de limitare sau de suspendare activității băncii ce nu se conformă. De asemenea, conform legislației, datele privind activitățile sau tranzacțiile realizate prin virament, printr-o operațiune cu o valoare ce echivalează sau depășește 500 de mii de lei, sunt indicate într-un formular special ce se remite Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cel târziu, la data de 15-a lunii, imediat următoare lunii de gestiune. Pe lângă BNM și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, organele cu funcții de supraveghere și de raportare, mai sunt și Comisia Națională a Pieței Financiare, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Camera de Licențiere, toate aceste instituții menite să ia atitudine în privința combaterii și spălării și prevenirii spălării banilor, de fapt, în acțiunile sau inacțiunile lor, au contribuit în perioada 2010-2014 la apariția și dezvoltarea celei mai mari spălătorii de bani din istoria modernă a Republicii Moldova. Vă reamintesc, când pentru prima dată subiectul a fost discutat în cadrul CSM în 2012, astfel, Procuratura Generală a fost sesizată, a fost informată cu privire la deciziile instanțelor judecătorești. Ce avem de atunci? Cunoaștem persoane care au fost deferite justiției? Nu le cunoaștem, prea puține. Cine sunt autorii? Cine sunt beneficiarii acelei scheme? Nu-i cunoaștem. Din păcate, Republica Moldova a ajuns să fie plasată în lista statelor monitorizate de instituții internaționale, deoarece a admis ca prin sistemul său judecătoresc și sistemul său financiar-bancar să fie spălați zeci de miliarde de dolari proveniți din economia tenebră, din sistemul financiar tenebrul din Federația Rusă. Astfel, schema de spălare a acestor bani nu se oprea doar la tranzacțiile financiare între băncile din mai multe țări, anume deciziile judecătorilor au avut rolul de a legitima banii murdari și a-i face legal peste noapte. De asemenea, constatăm că lipsa de acțiuni de prevenire a spălării banilor murdari este explicată și prin faptul existenței unei rețele dense de indivizi corupți, interesați de aceste tranzacții criminale. Dar, adăugăm aici, și este practic factorul determinant, totul a fost posibil datorită unei influențe politice a factorului politic asupra desfășurării și a anchetei și asupra modului cum au avut loc spălările de bani prin intermediul instanțelor judecătorești și instituțiilor financiar-bancare ale Republicii Moldova. Deci, toate aceste circumstanțe despre care am vorbit mai sus urmează să fie stabilite în cadrul Comisiei Speciale Parlamentare de Anchetă, Comisia Landromat, și sperăm că actuala majoritate parlamentară, dacă vrea să demonstreze că este interesată în lupta cu corupția, în descoperirea schemelor frauduloase ce au dus la știrbirea imaginii Republicii Moldova și au vulnerabilizat sistemul financiar-bancar, au pus justiția la picioarele unor grupări criminale, după părerea mea și a întregii fracțiuni parlamentare, Platforma DA, această majoritate parlamentară ar trebui să voteze pentru constituirea acestei comisii. Și vreau să vă spun că proiectul de hotărâre deja a fost înregistrat în Parlament. Aveți aici semnăturile tuturor deputaților din fracțiunea Platformei DA. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. O zi bună să aveți!